Datoria, asta se întâmplă. Deci nu este posibil așa ceva. Deci s-au organizat grupuri. Am trecut în grup, după aia s-a schimbat garda la palat și au venit, s-au bulucit. Sunt oameni cărora le-au venit rău. Sunt femei, sunt bărbați, sunt copii. Am vin de 4 ani la Iași. Nu s-a întâmplat așa ceva. Nu știu dacă s-a schimbat ceva în primăria asta, habar n-am, dar îi depășește situația. Deci vorbesc cu jandarmii și îmi spun că, doamnă, noi primim ordine. De la unde? De la cine? Deci nu e posibil, doamnă, eu am renunțat. Profonul tău nu-i pornit. Vrei să pornesc? Nimic n-a organizat. Sunt depășiți total. Stăm de azi de dimineață cu copiii nemâncați și nu este niciun pic de organizare. Au intrat numai cum au vrut ei. Filmat și dați pe post, nu se poate așa ceva. Mai luați și alte opinii, să vedeți. Vreau să iei organele de ordine, vreau să iei... N-am luat nicio măsură. Poate nici mai pot. Nicio măsură. O măsură. Fiindcă vin persoane pe partea cealaltă și se plasează în față. Aici în blocaj stăm de la ora 7:30. 6:30, 7. N-am înaintat deloc. Și am și filmare. De seară de la 9:30 am ajuns la 7, ne-am așezat la rând și nici acum nu avem 6 decât la noapte. Abia mâine vom ajunge, mâine după masă vom ajunge acasă. Am dat o grămadă bani, biletele de tren. 1100, domnișoară. Te-am venit și pe... 1100. Da. Nu e posibil așa ceva. Și în picioare. Și în picioare. Fără locuri. Uite, vă arătăm biletele. Vă rog să vedeți. Haideți. Chiar așa, și în picioare, uitați, fără locuri și un tren mizerabil. Vă rog frumos să luați în măsuri, să raportați mai departe, să vadă lumea asta care ne conduce țara românească. Atâția bani să dai și să vii în condiții imposibile. Nu se poate așa.
Foarte bine că v-ați apropiat de noi. Dați-ne pe poză, vă dă toată. Ar fi trebuit părerea mea să fie toate, toți pelerinii să formeze niște cordoane cu jandarmi și să îi însoțească până aproape să nu mai vină autocare care să rupă lanțurile, să intre în față, că foarte multe autocare au venit și s-au băgat în față, plus cei din oraș au intrat, au venit pe străzile care le cunosc, le știu probabil aici în oraș și s-au infiltrat. Iar jandarmeria nu s-a implicat, nu s-a implicat jandarmeria, nu mai e lins. Trei tenuri. Și el și câtă lume o fi bolnavă. Și câtă lume nu e bolnavă, câte o lume nu e... Nu se poate, domnule. Nu știu, foarte proastă organizare. Este strigător la cer, da? Deci sunt organizarea Iașului anul acesta este zero. Frumos aici. Nu mai vedem. Ce vreau să spun? Ce nu mi-a plăcut la organizarea pelerinajului? Știi că vine în ori de mulți pelerini, da? Știi că... Sibiu, dați apă la oameni? Da, dați la oameni apă, că nu a dat nimeni apă, da? Mai sus se dă apă. Da, mai sus, dar mai jos nu dă nimeni. Ca niciun an n-a venit nimeni să le dea mâncare oamenilor. Nu au venit să le dea apă. Vreau să spun că am eu un live în care am încercat să salvez o femeie care a venit să rău. De o oră ne tot rugam de cei de la Crucea Roșie, care au intervenit și au spus noi nu avem... Noi nu avem pastile, noi nu avem medici, dar ce aveți? Păi noi dăm primul ajutor. Deci trebuie omul să cadă, să-i faceți resuscitare, da? Respirație gură la gură. Atât, da? Bun. Zice, da, trebuie să chemați smurdu. După colț e smurdu. Du-te cu femeia, hai să o ducem la smurd. O ducem la smurd, vai, nu avem cum să intervenim. Cum ai că nu aveți? Nu avem pastile, nu avem nimic. Femeia diabetică. Dom'le, luați-i o glicemie. Nu avem test de glicemie. Dar ce aveți la smurd? Păi o ducem la spital, dar de fapt până la spital trebuie să o ducem la mitropolie, unde este singurul medic care îi poate acorda ajutor. Păi zi, voi ce sunteți? Noi suntem paramedici, noi nu putem interveni. Am văzut și noi acel punct acolo lângă mitropolie, unde într-adevăr... Dar un singur medic la sute de mii de oameni de mii de este oameni. Inacceptabil. Aici trebuiau să fie la asemenea puhoi de oameni, trebuiau să fie corturi de prim ajutor, corturi cu medici, da? Te asiguri în chestia asta și aici trebuia primăria împreună cu mitropolia să facă acest lucru. Nu este făcut. Mai mult, nu s-a dat apă. Nu, ei veneau cu ceai, de exemplu, azi noapte, veneau doar până pe strada Ipsilanti, după care încă un kilometru și ceva, ți-e rău? 2 kilometri, nu au venit cu niciun pic de ceai. Toată lumea s-a descurcat cum a putut. Dacă te duceai nu știu unde să cumperi o cană de ceai, o apă, nu te mai lăsau jandarmii să mai intri în rând. Deci am întâlnit și jandarmi care au jignit continuu, care au vorbit cu oamenii la Pertu, cu oameni de 60-70 de ani, care au ridicat vocea. Eu înțeleg că au stat de gardă o groază de ore, dar și noi suntem nedormiți. Așa că nervozitate pe nervozitate nu se va ajunge nicăieri. Da? Deci, ce să vă spun? În rest, aici am fost cu o familie, ne-am așteptat fiecare cum am putut. Bine, au mai fost câteva voci care aveau chef de ceartă și de jigniri, le-am anihilat. Ceea ce se vede aici, se vede clar credința poporului român și întoarcerea de credință. Însă aici, dacă nu există o acțiune a preoților care să dubleze sacrificiul omului care stă și aici pe 17-20 de ore la coadă ca să atingă mâinile cuvioasei Parascheva, da? Și nu ai... Sunt persoane care au stat de aseară de la ora 19 la coadă, drept urmare, da. Sunt mai mult de 20 de ore. Deja sunt mai mult de 20 de ore. E, dacă nu am preoți cu har, cu iubire de aproape și care să dubleze, asta încerc să spun, tot sacrificiul acestor oameni, da? Și abnegația lor pentru credință, pentru Dumnezeu. Ne pierdem. Deci poporul dă semnalul foarte clar. Avem nevoie de voi curați, alături de noi, cu iubire de noi, ca să putem împreună să salvăm țara asta, pentru că numai prin credință se va salva. Și omenirea toată.
nu se va putea salva decât prin credință. Organizare din partea la toată lumea și a oamenilor ca noi și a domnilor jandarmi. Și Doamne ajută la toate. Doamne ajută și multă sănătate.